Tânăra în vârstă de 34 de ani a fost testată pozitiv pentru coronavirus la câteva zile după ce a născut. A făcut febră și atunci a devenit suspectă. A ieșit testul pozitiv pentru COVID-19, așa că a fost transferată împreună cu bebelușul la Spitalul Suport pentru COVID din județul Gorj, la Târgu Cărbunești. Au fost prelevate probe și de la copil ca să se stabilească dacă și bebelușul a fost infectat. Direcția de Sănătate Publică Gorj a demarat o anchetă epidemiologică pentru a-i testa pe cei care au intrat în contact cu femeia, mai ales că ea a mai fost internată în spital câteva zile la sfârșitul lunii trecute. Până în acest moment, epidemiologii au depistat 8 medici, 9 asistente medicale și 5 infirmiere care au intrat în contact cu tânăra. Dar în acest caz nu s-a impus izolarea la domiciliu pentru că toate cadrele medicale au purtat echipamente de protecție, așa că nu sunt considerate contacți apropiați. 7 mămici care au fost externate împreună cu bebelușii lor au fost izolate la domiciliu. Alte 4 lăuze au fost izolate în spital, în secția de obstetrică ginecologie. Întreaga secție a fost decontaminată. Până în acest moment, 77 de persoane din județul Gorj au fost infectate cu noul coronavirus. Printre acestea se află 7 angajați ai Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Între ei, chiar managerul spitalului și directorul de îngrijiri medicale care au fost internați în secția de boli infecțioase. Alți aproape 100 de salariați au fost izolați la domiciliu după ce au intrat în contact cu cei infectați.